de nou părâu azi, pe Neajlov, într-o zonă nouă. O să pescuim după șaleu și clean, în principal. Râul arată perfect. Nu știu dacă am fost într-un loc așa fain până acum. Și sunt super entuziasmat să încerc să prind ceva azi. O să dau în principal la gume. Gume mici pentru clean. Gume mai mari pentru shallow. Poate că o să întorc și puțin la wobbler. Mi-am cumpărat acum două wobblere, dar cred că încă e apa prea rece pentru asta. Vom vede. Oricum o să fie o parte de faină, orice ar fi. Cât frumos poate să curgă râul. De liniștit. Am pescuit în total pentru vreo 4 ore, 4 ore jumate și n-am reușit să prind nimic. Am pierdut câteva mameli, am rupt de destule ori și la un moment dat chiar am văzut un atac fix în fața mea. Am văzut mai întâi un pește mic cum a ieșit la suprafață și după răpitorul cum a venit după el. Cu 10 minute înainte să plecăm, Darius a reușit să prindă un clean foarte frumos. Dacă n-ați văzut videoclipul, o să fie primul link în descriere. Îmi pare rău că sunt videoclipurile cam dezamăgitoare în ultimul timp. Eu nu fac tot ce pot ca să prind pește, ca să fie interesant. Dar asta e. Data viitoare poate o să am mai mult noroc. Ciao, ne vedem de nou joi.